Președintele Klaus Iohannis are astăzi la Palatul Cotroceni prima rundă de consultări cu partidele și formațiunile parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Consultările vor începe la ora 11 cu delegația PNL, urmând ca apoi șeful statului să se consulte cu reprezentanții USR, UDMR, PMP, cu delegația grupului parlamentar Pro-Europa, cu cei de la ALDE, precum și cu reprezentanții minorităților naționale. Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunțat joi seara că partidul pe care îl conduce nu va participa vineri la consultările de la Palatul Cotroceni convocate de către președintele Iohannis, după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată în Parlament. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât în ședința de joi 10 octombrie delegarea în funcție de prim procuror la parchetul de pe lângă judecătoria Slatina a lui Corneliu Marinel Pavel, procuror la parchetul de pe lângă tribunalul Olt, începând cu data de 18 octombrie 2019 până la ocuparea funcției prin concurs sau examen în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. Pavel o va înlocui pe procurarea Ștefania Chielu, al cărei mandat încetează la data de 18 octombrie. Ștefania Chielu, procuror la parchetul de pe lângă judecătoria Strehaia, delegată în funcția de prim procuror la parchetul de pe lângă judecătoria Slatina, începând cu data de 12 februarie 2019, nu a primit avizul anual al Consiliului Superior al Magistraturii pentru menținerea în funcție după împlinirea vârstei de 65 de ani. Cetățenii UE care trăiesc în Marea Britanie vor fi deportați dacă nu aplică la timp pentru un permis de ședere permanentă, a anunțat ministrul britanic de interne Brendan Lewis. La sfârșitul lunii septembrie, numărul total de cereri primite era de peste 1,8 milioane. În total, peste 1,5 milioane de solicitări au fost acceptate, mai arată statisticile oficiale, 61% dintre solicitanți obținând statutul de rezident permanent acordat acelor persoane care au trăit o perioadă continuă de cel puțin 5 ani în Marea Britanie, ceea ce le va permite să continue să muncească în Regatul Unit și să beneficieze de alocații sociale după Brexit. Pe primul loc în rândul celor care vor să rămână în regat după Brexit se situează polonezii, 347.300, urmați de români, 280.600, italieni, 200.700, portughezi, 162.500 și spanioli, 115.700. Cetățenii UE au termen până la 31 decembrie 2020 să depună dosarele în cazul unui Brexit dur sau până la 30 iunie 2021 în cazul în care se va ajunge la un acord de divorț între Londra și Bruxelles, potrivit site-ului de internet al guvernului britanic. Ziua Internațională a Fetelor promovează drepturile acestora, subliniază inegalitățile de gen și diversele forme de discriminare și abuz suferite de tinerele din întreaga lume, tema din acest an desfășurându-se sub deviza Girl Force, Unscripted and Unstoppable, potrivit site-ului metro.co.uk. În fiecare an, 12 milioane de fete sub 18 ani sunt căsătorite, 130 de milioane de fete din întreaga lume sunt retrase de la școală, în timp ce aproximativ 15 milioane de adolescente cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani au parte de o experiență sexuală forțată. Adolescentele au dreptul la siguranță, educație, sănătate nu doar în timpul anilor de formare, ci și în etapa următoare, cea a maturizării. Dacă sunt susținute în mod eficient în anii adolescenței, fetele au potențialul de a schimba lumea atât în perioada adolescenței cât și în cea a maturității ca viitoare mame, mentor sau lideri politici. În ultimii ani, comunitatea globală a înregistrat progrese semnificative în îmbunătățirea vieții fetelor.